chiar dacă situația e maro, m-am îmbrăcat în roșu. Acum nu mai știi cu ce să te îmbraci, că e campania. Dacă ești în galben, ești de dreapta. Dacă ești în roșu, dacă ești maro, ăla ești. Subiecte importante, nu plecați din fața micilor ecrane. Dezbatem abia trecutul cod galben de caniculă, cod portocaliu de caniculă. Discutăm și despre campania electorală și mai ales despre moțiunea de cenzură. Și tot în acest video o să aflăm ce îl învață Mihai Gâdea să facă pe Mircea Badea. A? Subiecte interesante, incitante, nu numai din politică, ci și din mondenitate. Fiți în continuare aici, că de-aia vă mulțumesc de fiecare dată. Pentru like, pentru subscriere, pentru faptul că ați dat pe clopoțel și pentru faptul că îmi scrieți în comentarii. Discutăm în comentarii despre ce mai vorbim în ziua de azi. Doamne, fi lăudat, am ajuns sfânta zi de luni, că am avut în weekend numai coduri. Cod galben, cod portocaliu și cod roșu de caniculă. Cod roșu de caniculă. Nu știu cum am scăpat cu bine din canicula asta. Peste tot în țară numai caniculă. Nu mint. Mint și când mint îmi revin și vă spun, totuși a fost și într-un loc vigilia. A fost vigilia la Mamaia. A fost vigilia la Mamaia într-un club unde cânta Vali Vigilie. Și apoi au cântat așa de fals că l-au întrerupt cu sirenele de la poliție. Vă dați seama, el cânta cu... L-au acoperit ăștia cu sirenele. Artistul nu s-a supărat. Clienții terasei s-au supărat, s-au împrăștiat. Artistul nu s-a supărat, Vali Vigilie, deloc, ba mai mult, ca să arate că nu-i supărat, a și improvizat o mania pe baza faptului trăit acolo. Primele, dacă nu mă înșală memoria, primele două versuri sună cam așa. Să iubești două sirene, să vezi atunci migrene, migrene, de să te iei de cap, nu alta. Cam depășit popoul chinez la numărul de infectări. Cincinalul în 4 ani jumate, să te iei de cap, să te iei de păr. Mircea Badea, Mircea Badea s-a tuns singur pentru a treia oară. Asta da știre de ziar. S-a tuns omul singur de frica guvidelui. Nu mai merge ăsta, nu mai calcă până saloane, nu mai calcă până frizerii. Se tunde singur. Bravo, Mirciulică! Sperăm că părinții din camera de alături sunt mândri de tine și ți-au ținut pumnii. Iar când au ieșit, mami ți-a făcut un freș de portocale și un sandviș. Iar tata ți-a pus ghiozdanul în spate și te-a trimis la Antena 3, care e aici. Acum, dacă Mircea Badea a învățat să se tundă singur, mai rămâne să învețe să se înșireteze. Dacă se înșiretează singur, îi om la casa lui. Da, cred că o să-l învețe Mihai Gâdea. Mihai Gâdea o să-l învețe să se înșireteze. De ce? Acum ai venit cu forțe proaspete. În seara asta are emisiune. O lună a lipsit. Amin. Nu știu pe unde a fost. Amin. Mihai Gâdea, ce-o mai fi făcut? Aleluia, dar s-a întors. După o lună s-a întors. De ce? Că e campanie și vorba de bani, de mărunței. Acum s-aruncă grosul pe televiziunile de știri. Acum, nu? Că e campanie. Alții aruncă bani pe dezinfectanți. Dezinfectant. Dezinfecție. În aiut, cineva mi-a trimis o poză, candidata nu știu cărui partid, nici nu mă interesează, distribuie pungulițe în care se află un dezinfectant și nu mai știu ce, mască sau mănuși, habar nu am. Bravo lor! Eu zic să ia, să scoată în fața candidatului și să se spele pe mâini. Asta să-i spună, bă, nu mă interesează, dacă nu cred în tine, mă spăl pe mâini, poftim punguța înapoi. Ci că sora fraților Sterp, una dintre surori, candidează de consilier local în comuna General Bertlo. Noi am știut că există comuna Dodapili, comuna Frata, comuna Aruncuta, comuna Zimbor, comuna Măgura, comuna Guramă. Dar comuna General Bertlo, vă dați seama? În mediul rural să avem o așa denumire. Da. Și acolo sora fraților Sterp candidează de consilier local. Pa dacă vin frații ei, celebri Iancu și celebru Culiță, dacă vine și trag acolo un spectacol, două, păi ajunge surioara lor, nu consilier local, ajunge direct primar. He-he. Agitația mare, vedeți, cu ce pot ies la înaintare candidații. Crin Antonescu... Doarme-n păpuci, doarme, ci că la vila lui, că la Dita mai șef, fost șef de USL și cu viziune asupra
asupra politicii și României. Îl mai țineți minte? Când era în campanie, când era pe la televizor, cum dădea din cap ca un cățeluș de bord de Dacia 1310, îl mai țineți minte? Cu râsul lui de coană mare. Acum stă în vila lui și, salut Zoli, doarme. Doarme, numai doarme, asta face pe aici, citește, mai citește cărți și doarme. Că soția e bine, mersi, europarlamentar, 7.000 de coco pe lună, te-am țucat, dragă, dragul meu, crin. Stă ca floarea în glastră, stă ca la hotel acasă. Da, asta cu hotelul mi-a plăcut, o știți? Mi-a plăcut cu hotelul extraordinar, ci că în Dublin, în Irlanda, în Dublin, trenul vine din Irlanda, șalalai, lalai, lalai, și sovraște în Dublin, hai, da, bă! În Dublin, o tipă cazată la un hotel de 4 stele a fost mușcată de pureci. Mă, nu de dampuri, că ăsta cu românii naționale, Dumnezeu, credința Domnului, nu dampuri, măi, purici, 7 pureci pe un picior. Clienta s-a arătat nemulțumită, a scris pe toate mediile virtuale, a criticat hotelul. Am dat atâția bani, hotel de 4 stele. Bă, și voi îmi băgați pureci sub saltea? Atât a făcut reclamă la purici și la hotel, că acum oricine se cazează în locul ăla, cere cameră cu purici. Cere cameră cu purici. Asta e, după aia să nu te mai mir că te mănâncă. Ci că astăzi e ziua internațională, din punct de vedere funny, azi e ziua internațională a mâncatului afară. Baiui, când te mănâncă pe dinăuntru, ai cu ce, dar n-ai cu cine? Oricum, de mâine cu toții vom putea mânca înăuntru, că se redeschid restaurantele, să merge, să vedeți dacă se respectă condițiile, să-mi spuneți ce ați luat bun, De mâine mâncăm înăuntru. Oricum, noi românii ne mâncăm între noi, așa că nu știu cât o să se sesizeze că astăzi este ziua limbii române. Azi sărbătorim ziua limbii române. O să fie niște discursuri sfărăitoare, dar totuși zic așa, fiind ziua limbii române, să ne gândim un pic, să cugetăm la niște versuri frumoase din limba română, la niște pasaje frumoase din cărțile scrise de autori români în limba română. Să recinăm în gând o strofă din Eminescu, că toată lumea știe, o strofă din... Am văzut o dată ca povește, și ăștia care dau bacul acum a doua oară în tot, știu, Luceafărul știu, de la început. A fost o dată ca în povește, a fost ca niciodată, din Rude Mare Împărătești, o prea frumoasă fată. Și cu asta am cinstit limba română. Să nu mai zic din Dan Barbilian, din ce ați dedus adâncul acestei calme creste al lui Ion Barbu, poetul Ion Barbu, că e puțin mai greu. Mai găsim și un Minulescu în orașul în care plouă de 3 ori pe săptămână, un bătrân și o bătrână, două jucării stricate, știți romanța, nu? Sunt versuri foarte frumoase și le putem recita în gând sau în fața oglinzii când ne bărbierim, chiar și noi bărbații. De ce nu? Sunt pasaje din Ion Creangă, putem citi. Din Cărtărescu, dar de Cărtărescu, dacă te apuci să citești o frază, după aia trebuie să citești Dita mai Cărțoiu de 1000 de pagini. Sunt metode de a nu uita despre limba română, că politicienii, mai ales parlamentarii, azi n-au cu limba română, n-au examen la limba română, nu, azi au treabă cu matematica. Ce-o fi în Parlament, ziua moțiunii, deputații, senatorii, acolo. Matematica e pe ei, socoteală, calculare, numărare, adunare, împărțire, despărțire. Ăștia au inventat a 5-a, 6-a operație, despărțirea. Bă, cine ne votează? Cum ne votează? Dacă ne votează? Întrebarea, oare rămâne Ludovic Orban premier sau Ciolacul de jos și îl transformă iar în șomer? Dacă am făcut și eu un distih cu ocazia limbii române maltratată de ăștia care se țin a face parte din tagma opiniei publice. Până la urmă, diferența are de câteva voturi. Așa e balanța. Pică sau nu pică? Și cine o să-și dea până la urmă votul și o să încline într-o parte balanța? Minoritățile naționale. Că așa a lăsat bunul Dumnezeu și Maica Stareță de la Nicula, cum zicea un părinte, așa s-a lăsat pe pământul ăsta, să nu putem decide noi ce să facem și cum să facem. Alții
mai minori, mai minoritari, mai majori, mai majoritari, decid în locul nostru. Dar pe 27 septembrie, ștampila el la noi și Nicu a fost cu voi și acum așa la revedere, săptămâna de muncă acum începe. Spor la treabă, mulțumesc de abonare, scrieți comentarii, vă răspund și eu. Toate cele bune, Nicu Bendea alături de voi și azi. Până vineri, de luni până vineri, e mult? Nu.